Uite, ca principiu, când merge el, el face asta. Da? Hai, mergi. A făcut ură? Da. Dar nu contează. Sunt chestii involuntare și mergem cu... Vezi șoldul drept? El îl mișcă așa. Da. Da. Ok. Acum, vine înapoi. Ceea ce nu este normal. Da? Și acum, normalul ăsta poate fi, nu, din funcțional, pentru că normal trebuie să fie echilibru, trebuie să fie bine. E clar că în momentul în care vezi un dezechilibru major, atunci nu e ok. Da? Noi oricum tot nu suntem nimeni perfect drept, da? Dar într-o anumite limite. Pentru că dacă vezi cocoșatul la Notre Dame, îți dai seama că ceva nu e bine. Da? În cazul lui, dacă compari piciorul stâng cu piciorul drept, stângul merge bine, a doilea el are tendința să facă așa. Da? Ok, bine, eu s-am antrenat la asta, dar faza a doua. Tu trebuie să vezi cocoșatul. Abdomen. Ții mâna așa. Eu ți-o împing în jos, tot rezistent. Da. Bravo. De unde eu pot face asta? Hai, tu acum depoi maximul? Da, mă doare umărul stâng. Cu lejeritate faci chestia. Păi normal. Bun, aici el poate ține. Da? Ok. Asta nu l-am. Perfect. Pe dânsul doare. Da? Acum întrebarea mea este, problema este în umăr sau este problema în altă parte? Dacă eu țin umărul ăsta, țin aici. Tot îl doare. Da? Apasă aici. Ține apasat. Așa, abdomen, coastele ți le ții? Da. Ții mâna? N-a ajutat. Da? Am și mai trosnit ceva. Și acum, ții mâna. Eu îi stabilizez aici. E bun. E mai bine. Da? Și durerea mai mică. Da. Înseamnă că instabilitatea de aici este din cauza faptului că este aici o zonă instabilă și atunci el, pur și simplu, nu poate face pârghie. De asta, dacă eu țin coastele, țin. E mai bine și dar nu e perfect. Ia mai încolo. Nu, aici e prost. Da? Poate e șoldul. Hai. Nu e șoldul. Și atunci îi găsesc coastele aici. Bun. Dacă eu îi stabilizez coastele, el are mai puțin dureri. E la fel ca la... De ce eu trebuie să-i tratez zona care îl doare dacă problema este consecință la asta? Da? Și atunci eu pot să o iau ca principiu, nu te ca principiu general, ca senzații pe care le are el, asta și asta. Este vreun disconfort? Aici, da. Acolo e un pic mai sensibil. Da? Și așa, când vine pacientul, îl analizăm. Da? Și încercăm să găsim de unde. Pentru că voi vă ieșiți din stare de ok, nu pentru că persoana care ați discutat v-a spus ceva care nu-i bine. Asta e reacția voastră la triggerul respectiv. E o compensare. Da? N-are nicio vină ăla care ți-a spus că tu ești incompetent. Da? Tu trebuie să analizezi, să vezi de ce și cum și cum să reglezi. Dacă îți reglezi competența, atunci persoana respectivă spune că da, e bun. Adică nu mă interesează ce îmi spune, dar ca principiu mental, dacă tu crești, e ok. Da? E că asta e, de asta când testăm din nou, da? Împingi. Constant. Da? Tu simți că faci prea mult efort aici. Hai. Da. Da. Și acum, eu mențin să împingi, da? Tu, pur și simplu, ești atent la senzațiile tale. Da, ținem și mâna. Așa. Și îmi compensez un pic cu genunchiul ăsta, faci un pic de rotație. Compensez un pic cu picioarele de aici. Da? Și tot așa. Deci organismul nostru trebuie să fie echilibru, cumva. Pentru că umărul tău trebuie să-l folosești. Da? Și în final tu poți să vii cu o durere de acolo. Sau ce, de la cap? Nu. Da. Stai, 3 secunde. Bun. Și acum, ține mâna. El nu mai trebuie ținut. Și nici nu mai doare. Și nici nu mai doare. Mergi. Nici nu văd de aproape, mai zice ceva. Bun, mersi.